semna alte trei contracte la sediul primăriei, începând cu ora 15. Este vorba de primul contract de proiectare și execuție a reabilitării podului de la Melinești. Podul de la Melinești este un pod care și din perioada de garanție, care deja este restricționată circulația pe el la 7,5 tone și ne-am grăbit să facem această lucrare. Studiul de fezabilitate a fost făcut de anul trecut și, așa cum am promis, imediat după buget, am trecut la această procedură. Ea a început de la odată cu anul 2019, dovadă că imediat după buget acum și semnăm contractul. Cred că vom începe efectiv execuția în cursul acestui an, pe care să termine mai repede. Al doilea contract foarte important care se numește este canalizarea de pe Fermierului, care, așa cum știți foarte bine, pe strada Fermierului asfaltarea s-a oprit la un moment dat pentru că există un troson de câteva sute, 250-300 de metri care nu are canalizarea finalizată și nu a avut rost să așteptăm după compania de apă, unde lucrurile se mișcă, dar se mișcă într-un ritm mai anevoios, pentru că acolo este un proiect foarte, foarte, foarte mare și acolo unde sunt bar mulți și lucrurile se mișcă mai greu. Și am ales această variantă de a finanța noi canalizarea pentru a face ca strada Fermierului să aibă toate utilitățile și să se continue cât de curând stratul de asfalt până la capătul străzii. Cea de-a treilea contract este legat de instalațiile de la Bazinul Carol. Bazinul Carol, care împreună cu Sorin l-am promis elevilor și profesorilor și părinților că va fi reabilitat încă de anul trecut, a fost mai greoaie această reabilitare, deoarece în momentul în care s-a intrat cu reabilitarea gresiei și a tocăriei și a zugrăvelilor, am constatat că și instalațiile sunt deteriorate. Noi pe reparații, instalații, nu avem un acord cadru și ar trebui să ținem o licitație separată. Uite că suntem în momentul în care semnăm acest contract de refacerea instalațiilor de la bazinul de not de la Carol I, la Colegiul Carol I. Bineînțeles, celelalte lucrări fiind în mare, mare parte executate atât la exterior cât și la interior. Sperăm că până la sfârșitul anului vacanței de vară să fie finalizată întreaga lucrare de la acest bazin și să fie dat în folosință elevilor și, bineînțeles, împreună cu Liceul Carol I vom stabili și vom face un regulament în care bazinul să fie folosit nu numai de elevii de la Carol I, ci de toți elevii doritori de a învăța acest sport. Tot săptămâna aceasta vom mai avea un contract foarte important de semnat, dar o să vă anunțăm din timp. Este vorba de contractul cu Bubu, care la fel, am spus, el a fost finalizată activitatea de achiziție încă din înainte de a vota bugetul anului 2019, cu cauză suspensivă și acum urmează să semnăm. Am invitat la semnarea acestui contract proiectanții pentru a-i cunoaște și dumneavoastră, a-i cunoaște și noi, iar Pugul va fi o lucrare foarte importantă pentru orașul Craiova, dar care ea va îndina pe de o parte solicitările voastre, necesitățile orașului și, bineînțeles, multe arhitecturi. Deci, la bază vor fi foarte multe consultări care le vor face, inclusiv cu cetățenii de pe